Și de ce v-ați despărțit? Ea, văd că filmează băiatul, poate mă vede, și se prostituă. Și eu abar de-a mea. Și a stat cu dumneavoastră aici? Da. Soției de-a. O țărancă, harnică, gospodină să nu fie. Dacă îndeplinește astea trei condiții, poate să iasă ceva, nu? Deci am pus trei. Ca să vă spun sincer, când am cunoscut era beat. Și de acum puteți să dați te râdești băiatul ăsta. Am 52 de ani. Așa. Cum vă descurcați pe aici, cu drumurile astea, cu viața aici cu mine? Drumurile s-au mai reparat, încă sunt bunicioare. A fost și mai rău. A fost și mai rău de atât? Da. Păi n-am mai văzut asfalt de... Da, a promis că o să ne bage asfalt, dar am zis eu că mor eu. Am 52 de ani și n-a să văz eu asfalt de... I-a spus lui domnul primar. Și ce v-a spus? Da, hai să vezi că gata la anul. La anul vă tot spune, da. E probleme cu fonduri, de n-au bani, n-au. Alte probleme cu apa aveți aici, cu apa? Cu apa, foarte probleme. Aduc apă bunii școala. Tu mai de acolo veniți cu apă? Da, aduc câte un bidon, așa, eu sunt singur. Dacă mai aveam și o nevastă, era mai greu. Unde e soția? Nu, ne-am despărțit. Și de ce v-ați despărțit? Ea, văd că filmează băiatul, poate mă vede, și se prostituă. Și eu abar de-a mea. Și a stat cu dumneavoastră aici? Da. Și... Unde stați? Mai așa, mai încolo. Așteptam pe un băiat ca să duce vaca la... Cum s-a întâmplat povestea? Cum ați aflat? Cum că se... Un prieten, un om mai mare ca mine, ca tatăl meu. A circulă microbuzul. Cum vreți zic că ne-a... Are tractor, are... Și mi-a zis, băi, Mirile. Mirile mă chem, în acte. Da, Mirel îmi zici. Mirel, da. Așa, vă știe lumea. Da. Și el v-a spus de soție că... Da, zic că, bă, ăsta e om serios, că îl știam. A văzut-o el pe undeva? Da, sau? Da. Unde a văzut-o sau acționa? A coborât la mărăcinie, la pod. Așa. După aia s-a suit într-un tir. Zic, n-are cubri. Mai să nu crezi nici pe omul ăla. Că e om serios. N-are cum. De ce? Ea n-avea telefon, n-avea bani pe telefon. Băi, tu, dacă a avut altă cartelă. A, să aibă două, să vă păcălească. Da. Și până la urmă ați făcut o mică investigație, așa? Păi, l-am crezut. Când a venit acasă, bănuiesc că ați întrebat-o, nu? Da, bineînțeles. Bineînțeles, i-a dat papucii. Ce v-a spus în prima fază? A recunoscut? Bine, bă, dacă omul ăsta minte și așa, să vede casa lui de aceea. Bine, acum e fius. I-a dat păpuci. E normal. Și când s-a întâmplat de a muri maică mea, chiar anul ăla, acum 6 ani, a venit cu două sacoșe și te plini acolo. Nu pot să zic așa pe post. Da. Da, a recunoscut că făcea lucrurile alea? Că se umpse? Dar cum? Tot era gelosă pe mine. Îți dai seama. Dumneavoastră umblați pe aici cu alte doamne? Da. Tot ea făcea, știi că prostul își apere. A recunoscut vreodată că se ducea cu alți bărbați? Nu, n-a recunoscut niciodată. Nu, dar n-am bătut-o. Foarte bine. Foarte bine, că nu e bine să dați în fără. Ar trebui. Când și cât. Dacă că și ar trebui. Da, ați rămas surprins așa când ați aflat că se prostituează soția, nu? Ați aflat, ați rămas... Auzisim, da, până mă... Auzisim pe ceva, dar zic, râde, prieteni. Glume. Glume, da. Glume. Du-te vino. O iertam erau. Tot, de ce iertați? Era harnic, era foarte harnic. Avea și calități. Da. Era și frumoasă, arăta bine așa, doamna? Așa. Ca să vă spun sincer,
Când am cunoscut, era beat. Și de... Acum puteți să dați, te râdești, băiatul ăsta. V-ați trezit, că și când v-ați trezit, v-ați trezit cu doamna în casă. Doamna voastră, unde stați aici? La o casă, aveți casă aici, nu? Da, nu v-ați zis, uite aici. De la dea, nu se vede casă. Haideți să putem să o luăm așa un pic? Da, să, da, da. Să vedem și noi cum arată zona. Da. Voastră, cu ce vă ocupați aici? Ce faceți toată ziua? Cu sare. Cu sarea. Cum cu sare? Pe de asta te mai aștept un băiat. Cum cu sarea? Muncim la sare, cu târnacopul. Sunt, nu prea să găsiți locuri de muncă pe aici, nu prea. Na, n-ai. Și câți bani faceți din sarea asta? Depinde. Poți să ieși 50 de lei, poți să ieși 100 de lei, dar nu zi de zi. Nu zi de zi. Așa că. Și unde vă duceți? Unde? Nu, e mal cu sare și aici. Și cui o vindeți? Sau cum faceți? Da, vine pentru animale. Casa dumneavoastră e aici, nu? Da, casa. Mi-a murit și sora mea și maica mea și tot. Taică-mă, aveam 7 ani când am murit. Și sara spuneați că o vindeți, așa. Cui găsiți să o vindeți, nu? Da, vine la Dumitrescu, Chiojeni. Alt venit nu mai aveți acum, nu? Nu. Și nu aveți un ajutor social sau ceva, vă dă ceva de la primărie? Ba da, eu am. Eu am social. Mai bine mă duc cu ziua. Aici e mală, nu ne facem noi sari. Mai sunt. Și acolo, nu pare? Și... Da, acolo e la pământul meu. Și acolo luați sarea? Nu, din partea alaltă. A, din partea cealaltă? Nu de acolo, nu se vede, că și acolo e mal din sare. Și reușiți așa din asta să vă descurcați totuși, să... A, nu? Cât de cât acolo, cum puteți? Am mai fost și cu ziua. Cu ziua la muncă, acum nu prea mai e. Acum la brân. Dar mai găsiți așa totuși, nu? Să vă duceți colo-colo. Păi șefule. Mă filmați pe mine sau mală? Unde v-ați când întâlnit cursul? Nu, alătără cățelor. Ați văzut că era... Da. E cățelul, cred că are 17, 18. Dar nu, n-ați... V-ați întâlnit față în față așa cursul? Acum nu. Cum a fost? Mă duceam la primărie la... Ursoaica, nu cu ursul. 3 pui avea. Am înțepenit. Zice să mai flori, mai floiere, mirele, dacă mai poți. Ce? N-ați rămas așa într-un... Am început și am luat-o ușor așa. Dar puii m-a văzut, ea era urmă. Bă, dar frumos cu nebune. Eu știam, auzisem, adică... Chiar mă gândisem. Bă, nu am văzut o ursă a noastră, zic. Dar nu s-a repezit spre dumneavoastră, nu? Nu, dar nici eu n-am făcut, dar nici nu mai puteam să facă lăgi. Am început cu tot. Avea și niște pantofi în picioare. Ce făceați dacă venea spre noi? Am fugit, am început. Pui m-a văzut și păi a ridicat ea. Cu o coamă. Dar a scăpat. Nu, m-am întors ușor înapoi, zic, vine după mine, zic, o ursoaică cu pui, 3 pui avea. Eu normal știam maxim 2. Am rupt-o la fug. Mă găsesc cu un om, nu-i dau numele, el știe. Da. Nea Radu. Ce mă, Mirele, ce frică ți-i o ursoaică, mă? Ia-i bre cu mine. Mă spuneți că sta singur acolo, soția a plecat, v-ați despărțit de doamna care va... Nevoie de soții, așa, la ocazie. Uitați pe cineva, o doamnă? Ba da, sunt într-o relație, dar nu prea. Mi-a venit mintea la cap, atunci era mai... Și acum sunteți cu cineva, într-o relație așa, mai la distanță? Da. Cu o doamnă din localitate? Nu, e Munzelești. Munzelești? Păi cum ați cunoscut-o? Că e distanță. Mă duceam cu bicicleta, dar las că am avut mai multe, nu vreau să dau nume. Nu, își dă seama panorama.
Și cu doamna asta din Mânzălești vorbiți așa din când în când? Sau vorbiți la telefon? Sau? Mai vin și pe la mine cu vărsul, cu mașina. Și... și cum merge relația așa? Cum e... Nișor, ea vrea zică să mă ducă la ea, ea să vină la mine. Eu nu plec de aici nici să mor. Indiferent cât de greu e aici, că nu vrei să plecați niciodată de aici. Nu. De ce? De ce? Aici am crescut, aici vreau să mor. Și final. Dar dacă doamna vrea să vină aici, să vină, nu? Dacă vine doamna aici, să schimbă situația. Și dacă nu, rămâne cum a fost. Dar vă înțelegeți bine cu doamna, așa când sunteți împreună, vă înțelegeți bine, nu vă certați sau... Ba, ne mai ciorăbăim așa, ne contrazicem. Dacă faceți nunta, ne chemați și pe noi? Dar nu știu cum te cheamă. Răzvan. Bine. Dă-ți strămâna. Să fi la beghenă. Dați-ne și nouă niște sfaturi, așa, despre femei. Cum să ne purtăm cu ele? Unde să ne găsim jumătatea, soția? Unde? Cum să facem? Tu zi, eu sunt... Dar de ce ții microfon? Dați-i colegului niște sfaturi. Unde să... Cum să găsim o soție? O țărancă, harnică, gospodină să nu fie... Dacă îndeplinește astea trei condiții, poate să iasă ceva, nu? Deci am pus trei. Că la oraș nu mai găsești. Cum sunt fetele de la oraș? Nu prea sunt serioase, nu? Sunt... Bă, dacă cade pe gheață... Da, lasă-mă, că... Bobi! Păi... Ați avut succes așa la doamne, nu? Am avut, prea am avut. Dar n-ați, încă până acum n-ați dat de jumătate, de jumătatea aia perfectă. Cu care să... Ba, găsesim, dar m-a luat armată. Atunci, bă, era să mă... Dacă am făcut armata la pompieri, când am venit, ea s-a cuplasit cu alta. Cu alta. Ia, am zis cu alta. Iarna cum e aici? Iarna? E greu aici, nu? Dacă n-ai lemni... Lemne și mălai, mașina cu pâine, eu am luat pâine și azi. Lemne ați luat și să vă luați? Nu. Încă nu v-ați luat? Nu, dar am pădurea mea, nu. Ah, perfect. Și cu magazinul cum faceți? Să ajungeți la un magazin? Tu mă îndeală la sus. N-ați coborât de acolo? Coborât de acolo, da. Magazinul de tablă. Dar primăvara e frumos când înverzește. Da, aia îmi place mie, când începe cucu să cânte, să bea o cafea afară, liniștit. Și cum a spus, indiferent de greutăți, n-ați plecat de aici sub nicio formă, nu vreți? Niciodată. Chiar dacă doamna din Mânzălegi v-a chemat acolo, v-a făcut invitație? Nu, acolo să rămân. Dați-i un mesaj, spuneți ceva frumos, poate să uite la noastră. Să spui că să mai gândească bine. Cu mine nu dă la apaci. Nu îi merge cu dumneavoastră așa. Cum ne-a spus problema asta cu apa, că nu e apă bună, nu e apă, trebuie să mergem. Dar nu e apă, nu că bună. Eu am mai găsit pentru spălat așa un tricou sau... E aproape. A venit pompierii și a adus atunci. Eu n-am fost acasă, m-am găsit cu ei pe drum. Aveam bidoane, aveam. Dar de băut. Asta de băut? De consumații, pentru da. Mâncare. Pentru... Tu mă duc la școala mea asta. Mai... Vă aduce asta, e greu cu apa aici, asta e... Apa. Lemnii... Ca de pădurea pe noi. Dar nu poți să stai. Da, vă trebuie autorizat. Autorizat, da. Și reușiți să trăiți de la... Să supraviețui. Exact, da. Ce părere aveți de ce se întâmplă în țara noastră, așa, în România? Cum vedeți? Părere? E proastă. Mai ales că uite... Și Buzean de-al nostru. A dat la Ucraina... Știi cu alea, pietre, da. Ciolacul, de ciolacul ziceți că... Da. Și buzoia de-al da. Nu știu, despre țara noastră, sigur, o să intre în război. Cu rușii. Acă a fost eu acum, bine, că noi suntem Uniunea Europeană. Da, suntem acolo, da. Văd că urmăriți știrile, sunteți la curent cu toată... Bineînțeles!
Nu e un lucru bun. Mai ales despre prețurile amării pensiile. Da. Și amării și prețuri la mâncare, la toate alea. Vă îngrijorează că nu o să aveți pensie niciodată? Sau vă sperie gândul ăsta? Nu. Nu vă sperie? Nu, nu. Am eu sursele mele. La bătrânețe. Bătrân să mă văd eu. Dar așa m-am bătrânit. Ce surse aveți? Aveți vreo comoră îngropată pe aici să căutăm, da, și noi aveți? Viața... Iarna e rău. Iarna e rău. Aer curat văd aici. Aer? Ia, n-ai, te-ai urcat în vârf cu dealul sus acolo. Vezi aer curat. Mâncare sănătoasă bănuiesc aici, nu? Mâncați sănătos. Ba, mai și cumpărăm. Mai mult am cumpărat eu. Dacă eu am cățelul ăsta și două pisici. Mai bei și ceva? Mai merge un pahar de vin frumos, bun? Vinul trebuie să-l cumpărăm. Eu n-am cules strugurile, n-am făcut. Ia am acolo bolta aia acasă. Ia, hai să filmez, pe acolo. Încă n-ați... Nu. Mulțumim mult de tot pentru că ați avut răbdare cu noi. Mulțumim mult!